Salutare și bine ați venit pe Play Moroșenesc la un podcast moroșenesc. Eu sunt Ioana Mihalca și am așteptat cu nerăbdare să pot să vă spun din nou că ne vedem în fiecare joi pe canalul de YouTube, pe Spotify și pe toate celelalte rețele. Dacă nu ați fost alături de noi în primul sezon din podcast moroșenesc, vreau să vă spun că acesta este cel mai de suflet proiect pe care l-am realizat vreodată. Iar cei care ne calcă pragul sunt oameni care poartă în suflet și în lume valorile Maramureșului străvechi. A durat puțin mai mult până am reușit să începem sezonul 2, pentru că mi-am dorit ca în acest sezon rece să avem un loc cald și primitor, un loc autentic în care să ne simțim ca acasă, ca atunci când mergeam la bunici în copilărie. Și pentru că eu cred că Dumnezeu lucrează prin oameni, să știți că am întâlnit până acum oamenii potriviți la momentul potrivit. Bogdan Demian este cel care ne-a pus la dispoziție căsuța bunicii sale și îi mulțumesc pentru acest lucru. Cea mai mare bucurie pe care o am este că ne revedem exact în aceeași formulă ca în sezonul întâi, alături de mine în continuare și mă țin de mână Andreea Mihalca, Click Music, Ivan Tsudic, Vlad Craznai, Andreea și Vasile Ile. Le mulțumesc, fără ei acest proiect nu ar exista. Pe parcurs ni s-au alăturat și alți oameni buni și vreau să le mulțumesc sponsorilor Ilvami Transline, firmă de transporturi, Millennium Chocolate, cofetărie cu tradiție în Baia Mare. Oricând aveți un drum prin centrul vechi, opriți-vă să vă îndulciți. Timea Molnar, make-up artist, Alexandra Boitor, hairstylist, Kozak Fashion Group, vă mulțumesc pentru vestimentație și pentru că m-a ajutat să vin aici cu zâmbetul pe buze. Și pentru că îmi doresc să începem cu dreptul, înainte de a spune Doamne ajută, vreau să ne amintim care sunt cele mai de preț valori ale moroșanului. Pentru mine ar fi credința, tradiția și portul, dar astăzi o să adaug și voia bună și cetera, iar invitatul meu de astăzi le are pe toate. Am alături de mine un om valoros, un om care aduce bucurie prin tot ceea ce face și cred că nu exagerez dacă spun că este și va rămâne o legendă a Maramureșului, Joachim Făt, violonistul grupului Iza. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea și să știți că mi-am dorit de mult să stăm de vorbă așa într-un cadru liniștit. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Păi ne-am mai întâlnit, dar nu în cadrele astea așa oficiale, la niște evenimente. Și mă bucur să fiu în seara asta aici, în cadrul ăsta atât de primitor. Cum vi s-a părut? Vreau să-mi spuneți sincer, cum vi se pare această căsuță? Pe o căsuță de vis, o căsuță de poveste, o căsuță cum erau casele prin Maramureș și de fapt și în alte părți. Primitoare, nu foarte mare, nu foarte pompoasă, cu o energie minunată. Astea erau casele. Și așa ar trebui să fie și acum. Din păcate, casele sunt mai mari, sunt altfel, dar poate de multe ori cei care își construiesc o casă mare își dau seama la un moment dat că poate nu aveau nevoie de o casă atât de mare. Dar astea-s vremurile, le trăim, sunt schimbări, sunt adaptări și uite așa. O să ajungem și la subiectul căsuțe tradiționale, dar până atunci vreau să vă spun că mă bucur și mai tare că sunteți aici, pentru că eu consider că dumneavoastră sunteți un om care, dincolo de ce se vede și dincolo de ce se aude, ascunde multe comori. Și prima mea întrebare ar fi, cum credeți că ar putea un om să descopere care sunt comorile dinăuntru și să poată să le ofere celorlalți? Pentru că este un lucru foarte important. Da, așa e. Și multă lume cu care vin în contact îmi spune, tu ești un caz fericit că trăiești din ceea ce îți place. Da, așa consider, sunt un caz fericit. Nu știu, mi-am găsit vocația asta de mic. De mic, pe la asta înseamnă vreo 6-7 ani, cred că aveam, când eu am vrut să-mi cumpăr o vioară. Și un văr de-a lui taică meu, ver, fiertați amândoi, avea o ceteră și pe banii de la Crăciun, cu împreună cu o soră de-a mea, am mers și după ce am colindat, am strâns banii, taică mi-a mai completat suma până să fie suma care o cerea pe vioară și am mers după vioară și am cumpărat o vioară. Și de atunci a început nebunia și drumul ăsta frumos. Am mers acasă, am scârțăit de vreo câteva ori. Și am văzut că nu iese melodie, nu.
Nu ce v-ați imaginat că o să fie mai simplu? Am imaginat că e mai simplu, da. Vin, mergem pe vioară, o duc acasă și știm cânta. Dar tot lângă noi, tot un unchi mai de departe, el știa să cânte la vioară. Și mergeam la el să o acordeze vioara. Vioara trebuia acordată, o acordai, dar se dezacorda. După o zi, după, sau se lovea de ceva, se dezacorda. Mergeam la el, el lucra la baie spre la mine, venea, lucra pe noapte, mergeam, el dormea, îl trezeam de pe somn, munteșul de ordine, hai, acordează vioara. Și uite, așa am început să scârții ceva acolo, să iasă ceva melodie. Mi-a mai arătat el. După care taică meu era foarte bun prieten cu Victor Negrea, ceteraș mare din zona Chiorului. Și a venit într-o zi pe la noi, venea frecvent, așa, venea după țuică la noi. Și eu știam deja să cânt ceva pe acolo. Zice taică meu către Victor, băi Victore, nu mai trebuie să vii tu să încăzi, la vioară cam fecior care cântă. În glumă, bineînțeles. Da, am venit, am cântat, m-a văzut. Zice, măi, fântate, lasă-l pe copil să vie la mine că fac citeraj din el. Și am început să merg. A fost o conjunctură, au mai fost câțiva, doi băieți de la mine din sat, care și ei au vrut să cânte la vioară și au luat vior, de fapt. Și am început să mergem la un citeraș din zonă, din Șișești. Mare citeraș el, Nuțu cu But, îi ziceam. S-o stins și el anul trecut, Dumnezeu să-l ierte. Și acolo am umblat de câteva ori cu ei. Ei au renunțat și eu am luat drumul continuat. Meu. Și din momentul în care am ajuns la Victor Negrea, lucrurile s-au conturat mai bine. După care am mers la Școala Populară de Artă, Liceul de Muzică, Conservatorul de la Oradea și cam așa s-au derulat lucrurile. V-ați imaginat, măcar pentru o secundă, când ați pus mâna prima dată pe vioară, că viața dumneavoastră va fi cum este astăzi? Nu mă gândeam. Nu mă gândeam la a trăi din asta, efectiv. Îmi plăcea să cânt. Mă trezeam dimineața și studiam, nu înainte de a merge la școală. Pe la fără ceva trebuia să fie la școală. Cred că mă trezeam pe la 7 fără. Și toate melodiile care le învățasem, eu le repetam până în momentul în care eu, pe la 7:30, 8:20 porneam de acasă. Și deci făceam un studiu înainte de a merge la școală. Și mi-a plăcut. Nu m-am gândit că o să câștig bani sau la chestii de genul ăsta. Chiar nu m-am gândit niciodată. Efectiv, s-a întâmplat. Deci nu m-am gândit că o să am viața asta. Care au fost cele mai mari sacrificii pe care le-ați făcut pentru a avea această viață? Sacrificii mari nu consider că au fost. Că a fost totul din plăcere. Simțeam la un moment dat când la școală, după ce se terminau orele în Dănești, eu sunt din Dănești, copiii rămâneau și jucau în fotbal. Acolo, se jucau. Și eu trebuia să fiu la 12:30, trebuia să fiu în stație de autobuz, ca să iau autobusul să fiu în Baia Mare la ore la Victor Negrea. Și asta se întâmpla aproape zilnic. Din clasa a treia. Cam de vreme v-ați dat seama că e de muncit mult în viață. Da, n-am realizat atunci că e de muncit efectiv. Eu făceam treaba, veneam, stăteam la ore. Stăteam, ajungeam în oraș la 1:30 și aveam autobuz de întoarcere la 7, până din Baia Mare. Deci vreo 4-5 ore stăteam acolo cu maestru, ziceam noi, și chiar era un maestru. Și învățam, și repetam, și cântam, îmi arăta, el mă acompania. Deci era o chestie plăcută, n-am simțit greu deloc. Sacrificii nu consider. Deci nu consider că am făcut sacrificii.
Poate a fost, dar nu le-am realizat, nu știu. Tot ce a fost, a fost plăcut. E minunat să puteți afirmați asta după atâția ani. Care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le aveți din copilărie? Păi, sunt amintirile copilăriei. Jocuri, colindat, stat cu vacile, stat cu oile. Deci am avut viața asta de țară. De asta până prin clasa 6-7, că după care veni la liceu în Baie Mare, deja s-a schimbat. Și chiar mai repede s-a schimbat, pentru că, cum v-am spus eu, cum terminam școala, veneam în Baie Mare, mă întorceam seara acasă. Poate că a fost un sacrificiu acest program. Dar, cum v-am spus, nu l-am realizat ca fiind un sacrificiu. Deci frumoase amintiri, cu lucru câmpului, cu mers cu caii, cu toate că m-au menajat la lucru, nu m-au prea pus la lucru, pentru că ai mei sunt iubitori mari de muzică. N-au cântat, n-au performat în sensul ăsta, dar mari iubitori și mama și tata. Și fiind frați mulți, suntem 6 frați, au fost cei care să suplinească lipsa mea la lucru și nu s-a prea simțit lipsa mea. Deci m-au menajat așa și au vrut, m-au susținut din cât au putut să cânt, să învăț la vioară. Dar totuși această viață la țară, că ați pomenit și muncile câmpului și tot ce știm că se face la țară, ce credeți că v-a oferit așa în formarea dumneavoastră ca om? Păi cred că contează în abordarea lucrurilor. Cred că te face să fii responsabil, te face să faci lucrurile bine și o anumită rânduială. Cred că te ajută foarte mult în a ști cum să întorci fânul, cum să spargi brazdele, cum să faci căptițul, cum să faci claia. Nu le știu chiar foarte bine, că v-am zis. Cum am crescut, deja au lucrat alții, nu m-au prea pus pe mine, dar totuși, fiind acolo, chiar dacă m-au trimis după apă, nu m-au pus să dau pe claie, totuși am văzut cum să lucrează. Cum de ați ales folclorul? Păi ăsta l-am avut în sânge, ăsta l-ascultam în casă, asta ascultau părinții, cu asta am crescut. L-am simțit și mi-a plăcut și îmi place. Sigur, venind la liceul de muzică, nu eram familiarizat cu muzica clasică, nu se asculta la noi, nu știam. Ușor greu, sigur că mi-a fost ușor greu. N-am făcut eu muzică clasică de mare performanță, așa, la un nivel mediu. Dar ascultând și studiind și făcând, am ajuns ca să înțeleg și și reușesc să cânt la un anumit nivel. Da. Sezonul trecut am avut bucuria să-l am ca invitat și pe Ioan Pop, cel care a fondat grupul Liza, și mi-a zis un lucru care mie mi-a plăcut foarte mult, și anume că în aproape 20 de ani de când lucrați împreună nu v-ați certat niciodată. Da, e adevărat. Cum reușesc cu oamenii să lucreze atât de mult împreună și să nu se supere niciodată? Păi ce rost are? Păi, ce să zic, știu că în primul rând e vorba de caracterul oamenilor, că tensiuni și chestii mai apar pe fond de stres, pe fond de a ieși lucrurile bine, pe oboseală, pot să apară, dar sigur că ne stăpânim, le judecăm un pic, nu ne aruncăm așa să aruncăm vina unul pe altul degeaba, ne respectăm, vă dați seama că respect pe domnul Pop foarte mult și dânsul pe mine simt lucrul ăsta și nu prea, n-au fost momente în care să ne aruncăm chestii unul altuia ceva. Deci colaborare foarte, foarte faină, foarte plăcută, a fost o colaborare, n-am gândit, o să facem nu știu ce lucruri mari. Dânsul mi-a propus, hai să facem o chestie. Atunci s-a pus în scenă o piesă de teatru la teatru din Cluj, O vară fierbinte pe Iza. Și
am zis că vin. Și uite așa, nu am zis, bă, ne gândeam să facem un proiect, hai să facem, să spargem topurile, să nu știu ce. A fost o chestie de efectiv de a face un lucru frumos. Și pentru mine a fost o mare provocare, cum v-am zis, să învăț muzica din Maramureșul ăsta atât de frumos, voievodal, istoric, cum i se spune. Și aici domnul Popu are mari merite în ceea ce mă privește, pentru că mie îmi plăcea muzica din Maramureș, dar nu o înțelegeam până la un anumit nivel. Și când am început să intru în profunzimea lui, să încerc să cânt lucruri care la prima vedere ai fi zis că sunt lucruri simple. Și numai mult decât horile alea bătrânești, care mi s-au părut cele mai grele. Pentru că au foarte mult stil în ele, cum a zis, e alt stil față de ce să cânt aici în Chioară. Și aici un stil foarte frumos și bogat, dar acolo sunt alte reguli. Și am început să ne întâlnim, s-a pus în scenă piesa de teatru, după care au venit și alte spectacole. În perioada aceea, grupul Iza cânta foarte mult pe afară, erau spectacole, erau colaborări cu instituții și din țară și din străinătate. Avea o activitate foarte faină. Și stând să învăț, să încep să cânt, mie mi se părea că eu cânt bine, o anumită hore. Dar el, ceva nu e în regulă. Și norocul meu că el știe să cânte și la vioară. Lua vioara, mai arăta, iar încercam eu, mie iar se părea. Deci a durat foarte mult timp până să mă prind de stilul de Maramureș. Și în continuare o mare provocare și o mare plăcere. Sigur că sunt și bucuros că am reușit să-l percep și să-l cânt destul de bine stilul ăsta de Maramureș, care e fabulos. Așa mi se pare și mie. Da. Da, e mare, multă improvizație, o mare libertate, poți să faci să vibrezi și să transmiți lucruri frumoase oamenilor. Cum se întâmplau când mergeam în străinătate cu spectacole, cam prins și eu, sigur, venim mai des, fiind cooptat mai târziu în grupul Iza, am participat la multe spectacole și afară și exact cum simt și maramureșenii energia și ceea ce cântăm, așa și simțeau și străinii care nu înțeleg versurile și nu știau vorbele, dar efectiv aplaudau și simțeai că vibrează cu noi, ceea ce e un lucru extraordinar. Da, pentru că muzica îți transmite... Da. Totul în suflet, cred eu. Și asta... eu sunt la fel, parcă am în sânge. Da, da. Cum da. Mi-a spus și dumneavoastră când ne-am întâlnit la o nuntă. Da. Că eu nu mă prefac. Da, așa e. Da, se văd oamenii care simt muzica. Și asta vedea și pe fețele celor care luau spectacol, că simt și că vibrează. Și asta mi se pare cel mai important. Care este lucrul pentru care sunteți cel mai recunoscător? În viață. Eu zic că pentru darul ăsta că l-am primit. Pentru că e un dar, e un talent și sigur că fiecare se naște cu un dar și cu un talent. Pentru că când vezi un meseriaș că face un lucru bun și de calitate, ți-e drag și îl apreciezi și așa. Sigur că arta e mai sclipitoare, e mai vizibilă și lumea apreciază mai mult. Sigur, talentul. Consider că e cel mai mare dar care l-am primit. Și, sigur, și familia, și sunt multe daruri care le-am primit. Deci, mă pot considera un om cadorisit, bine. Dumneavoastră ați avut ocazia să vedeți lumea în lung și în lat. Ce ați văzut că au alții și n-avem noi? N-aș putea zice că suntem un popor nici mai slab, nici mai puternic ca și alții popoare, ca și alte popoare. Eu consider că suntem egal cu orice popor de pe lumea asta.
Deci nu mă simt inferior chiar deloc. Iar mentalitatea românilor, cum o vedeți dumneavoastră? Există lucruri pe care, să zicem, că v-ați dori să le vedeți altfel? Păi, mentalitatea, sigur că se schimbă și pot să fie lucruri care nu ne convin. Dar nu putem să generalizăm. Putem să dăm vina pe sistemul care a fost 50 de ani și care s-a prelungit până zilele noastre și în continuare, dar nu suntem noi neapărat vinovați. Eu consider că niște chestii care s-au impus. N-a fost vina poporului. Dimpotrivă, noi ne-am opus la venirea comunismului, poporul român s-a opus cu o forță pe care știm, nu știu cât de mult e spusă și recunoscută, dar poporul român s-a opus. Au fost oameni care s-au opus și s-au dat viața și au murit oameni foarte mulți, opunându-se regimul ăsta care a venit și ne-a distrus. Ne-a distrus valorile de la sat, ne-a distrus valorile de la oraș. Și atunci, sigur, când nu mai ai valori și au fost distruse și decimate, e greu să te refaci. Dar eu să am speranța și eu cred că ne vom găsi drumul și făgașul. Bun. Pentru că avem sevă și avem trecut și trebuie să avem și viitor, părerea mea. Dar aveți încredere în tinerii din ziua de astăzi? Din acest punct de vedere, valori, tradiție, poate credință? Da. Destul de greu. Destul de greu să avansez vreo pronostic. Rămâie de văzut. Da, eu am speranța și credința că o să... Și tineretul. Sunt tineri faini și tineri foarte, cu potențial foarte mare în România. Vedem. Dar sistemul care este acum, consider că e deficitar la a promova, la a-i capacita, la a te folosi. Adică studiază în școlile românești și după care cei mai mulți de nivel super pleacă afară. Asta e... Ce să zic eu? Știm cu toții că e o mare pierdere. Poate la un moment dat se vor rezolva. Să sperăm. Dar în maramureșeni aveți încredere că vor duce mai departe tradiția? Vedem, din fericire, că tot mai mult ne întoarcem spre tradiție, spre rădăcini. Da, lumea parcă începe să redescopere frumusețea, vorbind de muzică, dar și a portului și a felului de a se petrece, că cu asta ne întâlnim frecvent. Cântăm la evenimente, suntem prezenți și vedem fenomenul, cunoaștem, vedem cum se petrece lumea și asta e un factor care contează în cultura oamenilor, pentru că face parte din caracterul și din cultura oamenilor. Și maramureșenii, dacă m-ați întrebat, eu zic că s-au, în ultimii ani, și-au dat seama de valoarea care o dețin și în ceea ce privește muzica și portul, pentru că știm bine că în ultimii ani o luase și portul și muzica pe căi destul de ciudate, dar în ultimii ani chiar am remarcat vara asta, nu prea am mai văzut cămăși de plastic la evenimente. Deci constatam cu mare bucurie, chiar cu domnul Pop vorbeam, lumea se cam îmbracă cum trebuie să se îmbrace. Autentic. Da. E o mare câștig. Și în muzică la fel. Încep să cânte horile vechi, în ceea ce privește activitatea noastră, le place foarte mult horile vechi, le place să-l asculte pe domnul Pop, le place să asculte pe Maria care cântă cu noi, le place să asculte învârtiți, să joace învârtite și asta e un mare lucru. De unde credeți că vine veselia și bucuria unui om? Păi trebuie să o ai în ADN, în primul rând, și știu că trebuie să ai și o stare de bine.
că nu poți să te veselești, că nu, lucrurile nu stau bine acasă sau, știu eu, financiar sau familia. Dar maramureșenii știm cu toții că sunt cam plecați pe afară, lucră pe acolo, trăiesc bine, fac bani. Din punctul ăsta de vedere e un lucru minunat, benefic. Lucru care nu știm cum se va, ce întorsătură va lua, nu știm câți vor mai veni pe acolo, câți copii de-a lor se vor mai întoarce. Asta rămâne văzut. Dar starea asta de bine, wow! Constatăm că încă au energie. Și e minunat. Pomeneați mai devreme horile vechi. Și trebuie să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că folclorul poate fi reinterpretat. Aici cumva o să aducem în discuție și colaborarea pe care ați avut-o cu Subcarpați, care a fost una superbă și fericită, dar știm că există și alte cazuri în care folclorul se ia, se reinterpretează și nu neapărat într-un mod corect. Într-o formă valoroasă, am putea spune. Acum nu pot să zic eu care e valoroasă sau nu, dar sigur că trupa Subcarpați au o activitate faină, fac o muzică interesantă, e cam pe asta se bazează, pe luni teme din folclor și improvizând pe ele, făcând chestii. Eu zic că e un câștig, mai ales la tineretul cultivat, dar care nu prea mai are legătură cu muzica, cu folclorul. Nu prea gustă forme de folclor de astea stilizate, gen ansambluri, chestii de astea rămășițe, aș putea spune, că-s rămășițe din comunism, ansamblurile, că-s o creație a sistemului comunist. Nu prea mai gustă chestiile astea, dar o chestie de asta ce fac Subcarpații, am văzut că gustă. Și ne-am convins prima dată la Antold, când tineretul de acolo a avut o reacție foarte faină. Deci ne-au uimit. Ne-am simțit foarte bine. Și după aia au mai fost câteva concerte cu Subcarpații. Da, am făcut și un videoclip care a apărut în primăvară, am avut la Arenele Romane un concert. Deci e o oportunitate de a aduce folclorul în fața unui tineret elevat și educat, care nu prea mai are legătură cu lumea folclorului. Eu zic că ăsta e beneficiu din colaborarea noastră cu Subcarpați. Spuneam la început că vreau să povestim puțin și despre Casa Copilăriei. Și înainte să îmi spuneți ce ați făcut cu ea, vreau să îmi spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră Casa Copilăriei și ce credeți că ar trebui să însemne pentru fiecare om. Păi Casa Copilăriei înseamnă noi, eu cu frații mei, a fost a patra generație care s-au născut acolo. Deja înseamnă foarte mult. E casa de vreo 150 de ani, făcută de străbunicul nostru, care a fost și primărie. Străbunicul meu a fost direu o perioadă bună de timp în sat. Așa să și zicea atunci când și-a făcut cazul că bireu își face curte. Mă rog, o casă mai de bocotani, mai mărișoară, sigur, cu două camere plus tinda pe mijloc. Ce înseamnă? Înseamnă, ca și într-o casă de asta. Liniște, căldură, stare de bine, cum decurge și întâlnirea noastră de azi. Adică nu simți că e o plăcere. Tihnă. Tihnă, da. Da. Cam astea sunt casele vechi și casele cu energia aia, care cred că se impregnează acolo a moșilor și a strămoșilor, a celor care au locuit, care au trudit acolo, care s-au zis rugăciune acolo, clar, nu? Nu e așa întâmplător, nimic. Totuși pune amprentă, totul contează. Și o casă de asta veche, mă doare sufletul când văd că sunt lăsate în paragine multe, le plouă și se dărâmă, se distrug. Însă atât de frumoase și văd pe drum sau știu pe unde mai umblu, în fața o casă veche și în fața e una mare. Și o remarc pe aia din spate, aia veche și frumoasă și
cu arhitectură și cu stil, are un stil, simți ceva. La astea noi nu prea simt la fel. Și de asta am recondiționat casa asta unde m-am născut eu și frații mei și încă atâtea generații. Și mă bucur că am reușit lucrul ăsta. M-am apucat în urmă cu vreo 6 ani. Bine că m-am apucat atunci, că cu prețurile de azi era mai greu. Și meșterii deja care au lucrat pe acolo mulți nu mai ies câți plecați prin străinătate. Au lucrat oameni din Preluca, din Budești, din Dănești, tot felul de echipe. Că fiind o casă veche, mai greu cu meșterii, că trebuie să știe să preștească, să dea cu lut, să, cu lemnul, cu piatra, e mai greu cu meșterii ăștia, dar e bine, într-un stadiu destul de avansat. Și mă bucur că nu se distruge. Și eu mă bucur și vă felicit că ați făcut asta. Da, mulțumesc. Trebuie să ajungeți cu echipa și pe acolo, când o să fie gata. Spuneți-mi, vă rog, ce apreciați și ce nu apreciați la oameni? Păi, ce să apreciez? Onestitatea și verticalitatea și de a face lucrurile să fie bine, adică să faci bine, să nu faci rău. Să încerci să faci bine. Chiar dacă e greu și poate nu iese întotdeauna. Dar când vezi că omul vrea să facă bine, chiar fiind vorba de un lucru sau să-ți facă ție efectiv un bine, e de apreciat. Pentru că făcând un bine unui om, chiar dacă poate zici, bă, nu mă mai întâlnesc cu omul ăla niciodată, dar se întoarce din altă parte sau lucrurile tot timpul să compensează și să răsplătesc lucrurile. Și cele bune și cele rele, părerea mea. Deci e de apreciat oamenii care apreciază oamenii. Eu cred în oameni. N-am avut dezamăgiri așa mari de la oameni. Deci cred în oameni, n-am rezerve. Și eu cred în oameni, dar din păcate știu că există și oameni mai altfel. De ce credeți că s-au înrăit? Gândindu-ne așa la cum erau oamenii mai de mult, și cum îi vedem astăzi în societate? Mai grăbiți, mai egoiști, mai individualiști? Păi, răutatea asta cred că tot cam de sus în jos vine. Eu zic că n-a pornit de jos în sus. Cum văd eu. Cam complicat să explic părerea mea, dar, cum a zis, nu acuz oamenii. Mai degrabă acuz sistemul. De ce oamenii eu nu-i acuz? Care este cel mai bun sfat pe care l-ați primit vreodată? Care l-am primit? Păi au fost multe. Au fost multe că am întâlnit oameni valoroși, m-am întâlnit cu oameni foarte faini. Nu sunt așa bătrân. Dar am întâlnit oameni faini de care mă bucur. Unii sunt în viață, unii s-au dus. Sfaturi au fost, pentru că mi-a plăcut tot timpul să ascult și să cer păreri și tot timpul am cerut păreri care le-am luat în seamă sau nu le-am luat, dar tot timpul mi-a plăcut să întreb. Deci sfaturi și am primit că am fost deschis eu în primul rând la învăța, la ști și la a nu face lucrurile greșit. Și am întrebat, lucrurile cam ieșit bine, să zic, până în prezent. Vom vedea ce-a mai fi. Ce va aduce liniște? Păi liniște. Mă pot simți liniștit și în Baia Mare, cu familia mea, cu soția, cu copilul de Alexandru de 2 ani și 2 luni. Să mă trăiască. Da. Mă simt bine și când cânt. Sunt momente, sigur, și mai tensionate și mai lejere. Mă simt bine în Dănești. Când mă eu și mă duc cu jeepul sau cu tractorul pe păduri.
Deci sunt stări de bine și pot să fie. Și la o terasă cu prietenii în oraș. Deci pot să fie. Există lucruri fără de care nu ați putea trăi și aici vreau să scoatem cetera din context. Pentru că e clar că fără asta nu cred că ați putea. Da, poate că greu. Nu știu. Încerc să întrețin gospodăria de la țară, să nu prea îmi plac gusturile astea noi. Adică ce să vinde în sistemul ăsta, cum se zice, convențional, nu prea mai să... Eu nu sunt familiarizat cu nici de la fructe, nici la legume. Mie îmi place să mănânc fructe de la mine, legume de la noi din solar, să tăiem un porc, să tăiem un vițel. Deci mănânc din alte surse când îți pleca de acasă. Dar acasă nu prea am, nu mi-a schimbat gusturile. Adică eu roșiile le mănânc vara, atâta, din solar, nu, iarna mănânc murături. Deci cam gusturile ne-au rămas alea vechi. Nu știu, lucru bun sau lucru rău. E un lucru foarte bun. Nu. Că noi toți ceilalți ne-am cam domnit. Da, e faină și domnia, ce să zic eu, da. Parcă prea multă strică, dar nici dumneavoastră nu v-ați îndepărtat de... M-am reîntors la țară, doar că mă împart între Petrova și Baia Mare. Păi și eu mă mai împart. Ca noi toți, avem și un loc de muncă. Și mă mai împart. Dar e frumos să simți că ești legat de... De pământ. Ești ancorat undeva. Da. Și eu, tinerețea, am fost în Baia Mare. M-ați întrebat de copilărie, de amintiri. Din copilărie, multe amintiri la țară, dar deja adolescența și asta mi-a fost la oraș. Sigur că am amintiri frumoase. Baia Mare a fost orașul tinereții și așa. Dar la Dănești parcă sunt alea mai... amintirile alea mai profunde, așa, mai sincere, mai nevinovate. Și mă simt bine. Cam așa e. Care a fost cea mai mare provocare pe care ați avut-o? Că mi-ați tot zis de-a lungul discuției că vă și plac provocările și că ați avut câteva. Păi provocarea cu, m-am zis, cu Maramureșul Voievodal a fost o provocare foarte mare pentru mine. A mai fost o provocare când am venit la liceu de muzică și am început cu muzica clasică. Și acolo a fost o mare provocare. Am reușit destul de bine. Am învățat și am rămas cu ceva și mă ajută și în folclor și mai cânt și în ziua de azi, mai cânt ceva din muzica clasică. A fost o provocare când m-am apucat de recondiționat casa veche, că a fost de lucru foarte mult, dar n-am conștientizat că când am început, n-am realizat în ce mă bag. Ați lucrat și dumneavoastră acolo? Păi am mai pus și eu osul, că... Da. Și n-am lucrat cu arhitect, n-am lucrat cu nimeni, cam așa. Păi așa era și pe vremuri. Da. Arhitecți fără diplome, așa i-am numit. Mă consultam. Mă consultam cu oamenii, cu domnul Pop foarte mult, că el a construit înaintea mea și s-a lovit de lucrurile astea și știa exact, bă, vezi că aia e rezolvarea. Da. Deci mare lucru să ai oameni pe care să poți să intrezi și poți să-ți dea răspunsuri bune. Există tineri care vin la dumneavoastră să vă ceară să îi învățați ceea ce știți? Da, sunt tineri și au fost și mă sună și acum. Din păcate, nu prea am timp pentru a preda și a învăța pe cineva, dar sunt doritori. Nu, eu i-am mai direcționat, ba la Ștefan Petrioș, Dumnezeu să-l ierte, și la alți tirași. Avem foarte multă activitate și nu-i timp. Cu toate că am încercat și mi-a și ieșit așa, când am arătat la cineva, cred că a fost așa, s-a prins de ce am arătat. Dar deocamdată
nu-i timp fizic. Dar poate o să fie, la un moment dat, și să mai fie cine să dorească, e important. Exact, să rămână cuiva folclorul ăsta. Deci este tineret cu dragoste de muzica tradițională. Acum depinde și unde nimerește, la cine să... Dar mai sunt încă surse. Încă mai sunt geterași buni de la care să învețe și... Na. Da, eu încă nu-i timp fizic, pur și simplu. Și ne-am spus, nu-i din răutate sau ceva, și nici n-am luat bani și nici nu s-a putut plăni așa ceva. Nu am timp. Deci aș face cu drag, dar nu-i timp. Poate deocamdată, va fi, dacă va fi, să fie. Am o întrebare pe care le-o adresez tuturor invitaților și anume, ce înseamnă Maramureșul pentru dumneavoastră? Păi înseamnă o mare bogăție, înseamnă istorie multă, înseamnă caractere puternice, înseamnă oameni cu caracter, oameni. E un fel de a fi foarte fain, dar trebuie să-l simți și să-l percepi. Pentru că în fiecare zonă sunt altfel oamenii, dar cu calități, dar se manifestă altfel. De exemplu, în Maramureșul Voivodală sunt un fel oameni și diferă și de la sat la sat. Pentru că am vrut să-i percep și să-i înțeleg și eu zic că în mare reușesc să-i văd și să-i apreciez. În Negreștioașă s-altfel, în zona asta Chiorului s-altfel, în zona de Fisculașă s-altfel, în Lăpușă s-altfel. Deci e fain să vezi chestiile astea care sunt subtile și trebuie să ai un fler ca să le percepi. Dar mie îmi place foarte mult să-i văd, să-i simt, să-i analizez și să-i văd cum se manifestă. E foarte fain. Și vă surprind plăcut, presupun. Da. Și mă simt bine cu oameni din orice zonă și înțeleg. Chiar dacă zic, bă, acolo sunt niște oameni mai dificili, mai eu nu, din potrivă, acolo mă simt mai bine. Deci e o chestie interesantă pentru mine, da. Vă plac oamenii, așa cum ați spus. Da. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea și că am putut să stăm de vorbă aici în căsuța Podcast Moroșenesc. Foarte faină locația. Eu vă mulțumesc pentru invitație. O realizare, într-adevăr, foarte frumoasă. Să dea Domnul să crească pe zi ce trece. Da, și privitori și auditori cât mai mulți. Și emisiuni de calitate, invitați de calitate și public care să învețe lucruri. Lucruri dintr-o emisiune ca asta e cel mai mare câștig. Doamne ajută, așa să fie, vă mulțumesc. Doamne ajută. Mulțumesc. Aceasta a fost prima ediție a sezonului 2 din Podcast Moroșenesc. Nu uitați că ne revedem în fiecare joi.